Un bărbat în vârstă de 46 de ani a ajuns la spitalul de neurochirurgie cu o tumoară cerebrală de 4 cm și a fost salvat după o intervenție cu gamma knife. Inițial, pacientul a primit șanse minime de supraviețuire, tumoara fiind situată într-o zonă delicată a creierului, greu accesibilă. În cele din urmă însă, cu ajutorul tehnologiei revoluționare, tumoara a scăzut la 1 cm, iar bărbatul se simte foarte bine. Florin a ajuns la spital cu dureri de cap și amețeli, a decis să își facă niște investigații, iar rezultatul analizelor a venit ca un șoc, spune el. Nu mă așteptam. Operație clasică care implică foarte multe lucruri. Gamma knife, nu simți, nu te doare, a mers perfect. Pot spune că este o minune. Mi s-au dat șanse mici la operație despre cât de mari era, cum era așezat, dar se poate. Am avut niște simptome, amețeli. Mă rog, am venit la urgență, în urma unui RMN, s-a constatat cam o tumoare pe creier și am rămas internat. A fost un șoc. Nu mă așteptam. Mi s-a explicat. Inițial trebuia să fiu operat. Mi s-a explicat ce am, cât de mare este. Să începem operație, să facem operație. În condiții în care eu îmi fac analizele anual de vreo 7 ani, analize de sânge care mi-e foarte bune. Medicii au descoperit că avea o tumoare de 4 cm pe creier, iar intervenția clasică ar fi fost mult prea periculoasă. Au luat decizia să-l transfere în laboratorul de radiochirurgie stereotactică de tip gamma knife a spitalului, acolo unde a început tratamentul. Este un pacient tânăr, diagnosticat cu un cancer broncopulmonar, care a dat și metastaze la nivelul creierului, adică o metastază mare de 4 cm diametru, la care s-a făcut o iradiere etapizată în 3 ședințe, și după această terapie inovativă, tumora a scăzut la 1 cm diametru. Deci o evoluție foarte bună cu remiterea simptomatologiei pacientului. Lista de așteptare pentru intervențiile în laboratorul de radiochirurgie stereotactică de tip gamma knife se întinde pe o perioadă de circa 3 luni, iar zilnic sunt tratați între 5 și 10 pacienți.